invitată, prietena noastră, de fapt, ne face mare plăcere să o avem alături de noi, fie și prin Skype, pentru că știm că este în aceste momente în America. Mâine urmează un nou episod din Super Reality Show-ul ei. Abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla acolo. Sper să ne dea așa câteva detalii, pentru că am auzit că se întâmplă niște chestii foarte tari, dar mai multe discutăm chiar cu ea, cu Ana Prodan. Te pupăm, Ana! Bună seara de aici, din România! Bună seara! La tine ce este? Eu să vorbesc mai încet, că suntem la masă, la micul dejun, într-un loc foarte frumos, vă arăt și vouă, celebru, așa. Uh-huh. Ia, fă-ne și pe noi curios. Oh, ce drăguț arată. Așa mănânc tipic american, da. Asta foarte e... zec. Așa mănânc american din micul dejun? Casa Omletei se cheamă, foarte vechi în Vegas, unde vin toți localnici. E foarte frumos, așa, pe vechi, știi? Foarte tare, da. Ce se mănâncă la mic dejun? La ce tradiție au ei? Omletă. Omletă? Da, omlete. Omlete. Deci n-ai văzut în viața ta atâtea omlete cât te găsești aici. Știți? Așa se și numește, Omelette House. Mare de unde. Foarte tare e. Când ai ajuns în Vegas, Ana? Foarte vechi. Arată foarte frumos, foarte frumos arată, da? Se vede clar că e ceva așa mai tradițional. Vintage, așa, vintage. Și foarte vechi. Când ați ajuns în America, cât timp o să stați acolo? Povestește-ne așa puțin. Pentru că știm că pentru tine Las Vegas este a doua casă, nu? Și este prima casă, de altfel. Este prima casă. Voi acolo aveți o vilă absolut superbă. Este foarte frumos. Astăzi este frig. Era pulguit. Am rămas așa șocat când am ieșit din casă. Aveți și voi o primăvară frumoasă acolo, ca și noi aici. O să știi că de mult n-am mai mințit în Vegas și nu mă așteptam să pulvuiască. Ieri a pulvuit, iar la Mount Charleston este de vis. Este zăpadă de... nu-ți vine să crezi. Deci chiar lângă Vegas, la 45 de minute. Eu tare aș vrea să văd cum arată casa Anei Prodan, pentru că am auzit numai lucruri tari despre locuința. Este în cel mai cunoscut cartier, nu? În cel mai luxos cartier din Vegas, din câte am înțeles, nu, Ana? Este în Summerlin. Este o casă altfel decât toată lumea, decât are toată lumea. Este o casă cumva pe model mexican. Nu sunt acasă să vă arăt casa. Da, dar poate data viitoare facem și un tur. Dar am înțeles că ai și vecini foarte, foarte cunoscuți, ai vecini celebri. Da, este cea mai frumoasă zonă, zic eu, din Vegas. Și cea mai curată. Bine, nu, tot Vegas este curat, dar este o zonă frumoasă, exclusivistă. Ana, e scumpă viața în Vegas? Citeam așa în documentarea noastră că... Dacă intri în casino, sigur e scumpă. Că factura la energie electrică costă 1125 de dolari. Mi-au căzut, cum să zice, plombele. Bine, depinde câte becuri. Depinde cum trăiești. La noi merge piscina, o încălzesc, jacuzzi. De asta plătesc atât de mult. Dar nu. Este mai ieftină ca în România, din punctul meu de vedere. Îți place Las Vegas mai mult decât oricare alt oraș din America? Da. Da, pentru mine Vegas este numărul unu de departe. Deci tot ce am văzut în lumea asta și am colindat ceva în lumea asta. Ce e atât de special? Adică, bine, pe lângă simt din filme, cazinourile și toate locurile alea pe care le-am văzut de 100 de ori, ce e atât de bine? Că pe nu este numai de cazino. Nu este numai de cazino. Oamenii știu doar o bucățică din Vegas. Oamenii știu stripul. Atât. Dar orașul este superb și este curat și... E un oraș care trăiește 25 din 24. Dacă vrei să mănânci la 2 dimineața, la 5, la 8 seara, oricând, la orice oră, toate sunt deschise. Și ai cele mai frumoase show-uri, ai cele mai frumoase restaurante, ai totul. Este ceva minunat. Ai spus mai devreme că ninge. Cum e climatic acolo? Adică e asemănător cu România? Pentru că, de exemplu, în Miami e vară. Tot timpul și în timpul verii Miami e umed. Mie una nu-mi place, umiditatea. Aici este uscat, este o pădură uscată pe care cred eu că o suportă mult mai ușor majoritatea. Dar s-a schimbat vremea în Vegas. Acum cred că este undeva ca în România. Care sunt cele mai frumoase amintiri, Ana, care te leagă de Las Vegas? Ah, toate amintirile mele din Vegas sunt frumoase.
Începuturile mele sunt aici. Primii bani pe care am făcut, i-am făcut aici. Copiii s-au născut aici. Grădinița, școala fetelor aici au fost. Și acum și... Cele mai frumoase amintiri ale mele sunt de aici. Și acum și Ronald de acolo. Am văzut că este cu tine la masă. Îl salutăm. Îl popăm și noi. Se uită la Tyson, la antrenamentele în fiecare zi al lui Tyson. Pe de altă parte știm că meciul lui a picat. Da, oponentul lui a făcut COVID. Și ne pregătim să facem gala de box din România. Pe 24 mai era, numai că mai este încă o gala la Zalău și vedem acum să o punem înainte, pe o săptămână noi. Deci meciul nu se va mai ține, da? Meciul cu... Nu, meciul lui nu, dar va lupta pentru un titlu mondial în România. Ați hotărât și orașul? Știam că la un moment dat era vorba să-l faceți ori la Bacău, ori în București. Brașov. De ce ați optat pentru, Brașov? La Brașov, pentru că noi ne-am deschis firma noastră de promoție pe box, Gabriel Prodan Promotion, și atunci, în colaborare cu prietenul nostru Usache, Daniel Usache, o să facem prima gala acolo. Acolo avem și sala, avem absolut totul pregătit. Așteptăm doar oponenții boxerilor români și o să anunțăm și oponentul lui Ronald. Deci iată că Ronald vine să boxeze în fața românilor, ceea ce cred eu că foarte mulți dintre, exact cum și-a dorit, dintre iubitorii de box din România și iubitorii de români de afară cu reușită și-ar fi dorit să vadă un boxer român boxând chiar în România. Asta cred că este cel mai frumos și și-a dorit atât de mult și probabil așa din... întâlnirea asta noastră o să rămână ceva foarte, foarte frumos forever. Și compania noastră, exact cum îi spuneam lui Ronald, dacă am făcut istorie în fotbal, voi face și în box. Și o să vină ca invitat și o parte din prietenii lui din America, poate Floyd Mayweather. Cu siguranță și antrenorul lui va veni și cei din trupa lui Floyd vor veni să lupte în gala noastră. Ana, cum arată acum o zi din viața voastră în Vegas? Bănuiesc că, deși acest meci e foarte important, s-a anulat. Bănuiesc că Ronald, ca un super profesionist ce este, se antrenează, nu? Și este în continuare acolo în sală. El are același program, poate după meci să aibă o săptămână, două de așa, relax. Dar cumva acum trăiesc viața lui. Dimineața ne trezim, vedem ce avem de făcut pe acasă. Astăzi, de exemplu, am venit aici, că este aproape de sala lui, să mâncăm micul dejun, după care merge la sală două ore. Venim acasă, în general gătim împreună acasă. Seara merge iară la antrenamentul fizic și după antrenament mergem împreună la sauna. Ana, sunteți cu toții acolo? Ești cu toată familia ta sau... Nu, acum sunt doar eu cu Ronald. Cei mici au început școala și sunt acasă. Mâine o să urmărim un nou episod din reality show-ul tău, pe care l-așteptăm cu sufletul la gură și vrem să ne spui așa câte ceva din ceea ce o să vedem. Înțeleg că Rebecca o să apară pentru prima dată, nu? Da, Rebecca. O să vedeți iară cum se disperă, să nu cumva să o filmăm, să nu cumva să o arătăm. Nemachiată bănuiesc, nu? Că are chestia asta să se macheze. Nu, Rebecca nu. Rebecca nu? E super naturală, nu are treabă, dar nu-i place, ea este artist, ea este visătoare. Da, apropo de asta, chiar o urmăream pe pagina de Instagram, este absolut superbă. Bine, ambele sunt foarte frumoase, dar pe ea, în mod deosebit, am urmărit-o după discuția pe care am avut-o ultima dată în platou, în care ne spuneai că, spre deosebire de toți, este cea mai ușor mai retrasă, mai timidă, mai discretă, nu-și dorește foarte mult lumina reflectoarelor. Și, într-adevăr, tot ce postează este foarte artistic, așa. Da, ea a venit și ea acum, ea este în America, locuiește la New York acum și a avut două comenzi pentru două tablouri foarte mari și a pictat în studioul ei din Los Angeles și a stat două săptămâni în LA. Acum s-a întors la New York. Rebecca are o viață de vis. Rebecca colindă lumea în lung și în lat, cu mare comenzi, merge unde trebuie, ia măsuri, ia alege culorile pentru tablouri. E artist. Sara ce face? Sara este la Sfântul Gheorghe. Deci a rămas în România. A semnat cu Sfântul Gheorghe, cu sepsi. Ei joacă Euroliga. Tare!
Da, este foarte bine și a revenit și ea după accidentare. Care a intrat în meciul de cupă acum două zile, trei zile, da, acum trei zile. Bebe este ok acasă, cu nuții, mă așteaptă să vin și eu. Da, da, da. Ana, o să te rugăm să centrezi un pic, o să te rugăm să centrezi puțin telefonul, astfel încât să vedem imaginea exact, perfect, gata. Așa. Opa. Opa. L-am centrat foarte gata. Așa, gata. Ana, cât de dor, copiii tăi cresc și sunt minunați și fiecare are cu siguranță drumul lui în viață, fiind talentați pe fiecare pe direcția lui. Cât de dor îți este așa să fiți din nou cu toții, pentru că acum sigur poate că vă este mai greu să vă întâlniți. Cât de greu, cât de dor îți este uneori, bănesc că seara uneori te gândești la momentele pe care le petreceți împreună, ca o familie frumoasă. Da. Să știi că noi așa am fost întotdeauna și eu am crescut la fel. Fiecare copil are viața lui, fiecare copil merge pe drumul lui. Dar noi suntem mereu împreună. Adică la noi nu s-a pus niciodată problema să stăm despărțiți ani de zile sau luni de zile. Nu, Rebecca se urcă în avion de la New York, vine la Vegas în câteva ore. Sara când are pauzele competiționale vine acasă. Când eu sunt acasă în România, Sara în fiecare weekend după meci este acasă de la Sfântul Gheorghe în Snagov. Deci nu avem așa probleme să stăm despărțiți, nu. Care? În afară faptului că Ronald se antrenează aici, la fel de ușor este, că până la urmă fac o zi până în România și înapoi altă zi. Ana, care din fete este mai atașată de tine? Și noi suntem acasă tot două surori și voi sunteți tot două. Care dintre ele, nu știu, te sună poate mai des? Sau care dintre ele își cere sfatul atunci când e vorba de ceva foarte personal? Sara este ca mine. Noi avem grupul familiei pe care vorbim non-stop, dar non-stop se vorbește acolo. Fiecare își pune ce are nevoie pe grup. Nu știu dacă, cred că eu sunt la fel, eu n-am avut un copil favorit. N-am avut, fata asta e mai favorită, băiatul e, poate că băiatul pe care îl iubim toți mai mult decât, este mai mic, atât. Dar în rest, știi că vorbim absolut orice și eu le cer sfatul. Noi vorbim toți, în fiecare dimineață, la prânz, seara, când bebe ajunge acasă, stăm pe cameră, vorbește cu Ron, ce probleme a avut, ce a făcut la antrenament, ce a făcut la recuperare. Adică... Ca vorbesc ca băieții. Se vorbește despre sport. Ei dezbat meciurile, cum se antrenează fiecare. Este culmea că-și bebe. Nu că știe absolut tot ce înseamnă fotbal, transfer în fotbal, bebe. L-a lăsat pe Ronald cu gura căscată când știa boxării. Dar s-au apropiat destul de mult, nu? Ne povesteai că se înțeleg foarte bine și acum s-au apropiat din ce ne spui tot mai tare să apropiem. Păi tu gândește-te că Ron vrea să-l facă acum campion la box. Foarte tare. Se pare că familia voastră s-a liniștit după coșmarul mediatic pe care l-ați trăit, da? După tot ce s-a întâmplat. Iată că familia voastră s-a liniștit, copiii sunt liniștiți, fiecare își vede de pasiunile și de profesia lui. Da. Și cred eu și simt din ce te văd și pe tine că și tu te-ai liniștit foarte mult și într-adevăr consider că ai scăpat de acel coșmar. Să știi că după fiecare furtună, vorba aia, după fiecare furtună este luna, nu mai zic soarele, este corect. Luna. Da, da, și când trece luna iese soarele până la urmă, așa că... Da, da, dar nu, să știi că suntem foarte bine toți, foarte bine și am uitat totul, nici nu ne interesează ce se întâmplă, nu ne interesează absolut nimic decât ce facem noi, ce business-uri facem, ce reușite avem toți, și copiii, și eu, și Ron. Ana, în momentul ăsta vorbești ca o familie. Urmează nunta asta, trebuie să ne mai spui și o să fim liniștiți. Să fiți liniștiți. Eu întotdeauna am spus că dacă Dumnezeu vrea să se întâmple ceva, nu-i chiar dacă evităm, se va întâmpla. Și voi oricum nu evitați. Dacă deci... o să fie vreodată, să fie vreo nuntă, asta zic, că dacă o să fie vreodată vreo nuntă, o să o vedeți pe antenă, cu siguranță. Ana, v-ați gândit să reveniți în România până la meciul pe care Ron o să-l aibă în România? Nu știu, să vă mutați cartierul general aici, poate chiar la Brașov, o perioadă? Nu. Ronald va veni probabil cu două săptămâni înainte să se obișnuiască cu cursul oral, dar el se antrenează în California pentru acest meci.
în Los Angeles și eu o să vin să mă ocup de tot ceea ce înseamnă această gală alături de Daniel, de partenerul nostru, într-o săptămână. E multă treabă, bănuiesc, atunci când vine vorba de partea asta organizatorică, mai ales a unei gale, care cu siguranță va fi una de excepție, bănuiesc că e multă, multă muncă, dar cu siguranță te vei descurca de mine. Da, și cred că și va fi. Ana, îți mulțumim tare, tare mult că ai intrat în legătură direct cu noi. Îți urăm poftă bună, că v-am întrebat probabil de la micul dejun. Te pupăm!